Vreau să vă întreb, domnule Ihtime, cum l-ați adus pe acest Dugan Zici, care pare să fie nou golgheter al Ligii I și dacă curg ofertele pentru el? E doar meritul Marius. El îl știa, de fapt avem un impresar foarte interesant, un croat care a adus mai mulți jucători la noi din Croația, ne-a prezentat, da. Cred că Șascovski, pe aceeași filieră. Un om foarte, foarte, cum să spun, credibil. Sunt și mulți impresari, ca orice vânzător de orice de marfă, trebuie să ai talent de vânzător, să fii negustor foarte bun. Ei, impresarul lor este un tip deosebit și a creat multă încredere la noi. Ne l-a prezentat pe Dugan Zici de anul trecut. Marius Brian, îl știam de acum un an. Și n-ați putut să-l luați? N-a venit el, da. Da, avea oferte mai bune, a încercat mai mult, nu i-a ieșit cum trebuie. A văzut starea de la noi. Foarte important este străinii din grup ce le spun lor. Da? Și străinii au spus, domnule, veniți, mai ales ăsta, Ștefan Ascovski, care a spus, vine la Botoșani, joci bine, pleci când vrei, dar vină aici. Și de aici a venit cu o ofertă oarecum modestă pentru el, pentru că el acum am ofertă înaintea meciului cu cei de la Giurgiu. Aveam o ofertă de la undeva dintr-o țară din fosta Uniunea Sovietică. Kazakhstan. Da, și încă mai se puteau face transferuri și bani jos, 1,5 milion. Adică, bine, când îți spune sâmbătă după amiază, vineri după amiază, dacă nu-l dați pe Dugan Zici, eu am spus nu. Nici n-am mai ascultat oferta. Domnule, dar 1,5 milion. Ok, dar copilul vrea, că nu știu cât. Nu bani pot. Frumoși totuși. Da, mulți, mulți. Multe echipe din Liga I și-ar dori să primească 1,5 milioane de euro pentru un jucător. Trebuie să-l ai pe Dugan Zici ca să primești 3. Și eu cred că dacă el ține sănătatea și sper să le facem acum că are o problemă la piciorul stâng, sper să-și rezolve piciorul și cu siguranță dacă joacă la Craiova mai dă și gol. Dar jucătorul cum a gestionat primirea acestei oferte? El m-a sunat, adică am vorbit nu cu mine, am vorbit cu Marius, e inteligent foc, i-am spus nu se grăbească. Să nu, la primul semnal, să ciulim urechile și să plecăm în direcția respectivă. Și a înțeles, e un tip care ține la el și la noi ca și club, știe că în vestiarul ăsta poate face performanță. Are o stare extraordinară să vadă că e citit peste tot, da. Lumea de afară îl vede și de fapt este ceea ce el a căutat. Să-și mărească cota ca să poată face un transfer bun pentru el.